Bună ziua, dragii mei! În această dimineață m-am trezit în minte cu ideea care sunt cele mai puternice frecvențe vibraționale de vindecare. Și uitați ce am găsit! Am găsit 9 frecvențe vibraționale care aduc în corpul nostru vindecare. Și acestea sunt 174 de Hz, realizarea fundației, 285 de Hz, accesarea cunoașterii subtile, 396 de Hz, eliberări de frică, 417 Hz, soluționarea situațiilor, 528 de Hz, transformare și miracol, 639 de Hz, conexiuni, 741 de Hz, expansiunea conștiinței, 852 de Hz, dezvoltarea intuiției, 963 de Hz, accesarea energiei creatorului. Aceste frecvențe vibraționale, se pare că ele erau folosite încă din Evul Mediu în muzica gregoriană. De fapt, atunci ei foloseau 6 frecvențe la care ulterior au mai fost adăugate alte 3. Ei foloseau atunci frecvențele de 396, 417, 528, 639, 741, 852. Ulterior au mai fost adăugate alte 3 frecvențe, respectând principiul armonic, iar aceste 3 frecvențe sunt cele 274 de Hz, 285 de Hz, 963 de Hz. Toate sunt importante, dar se pare că frecvența de 528 de Hz este una primordială, deoarece te conectează la iubirea divină, la codul sursă. Și în momentul în care te-ai conectat la această frecvență de 528 de Hz, corpul tău, celulele tale, se aliniază pe o anumită frecvență care facilitează vindecarea și miracolele. Ei, tot ce crește peste 528, adică trec de 600 de Hz, acolo 639 de Hz, conexiune și relaționare interumană și expansiunea conștiinței la 741 de Hz, deja produc vindecări mult mai profunde. Dar în momentul în care ne conectăm la această frecvență de 528 de Hz, apar acele vindecări miraculoase în corpul nostru. Cum ne conectăm la aceste nivele de vibrație? Ascultând muzică creată pe frecvența respectivă. În meditație, deci meditând, acum sunt tot felul de metode prin care putem medita și să ne conectăm prin muzică la frecvențele respective. Cel mai simplu mod este stai întins pe spate sau așezat pe scaun cu spatele drept, intri în această stare alfa, după care continui și intri în spațiul din jurul tău, spațiul energetic al corpului tău, și în acest spațiu energetic electromagnetic al corpului tău, pe acesta îl conectezi de fapt la acele nivele de vibrație dorite. Important să se practice în fiecare zi până începi să simți vibrația respectivă și să vezi rezultatele în corpul tău. Succes tuturor!